Bună ziua tuturor, bine m-am regăsit pe canalul meu Lumința Tarot. Voi face oroscopul zilei pentru Zodia Pești. Haideți să vedem, 3 octombrie, ce vă așteaptă astăzi Zodia Pești. Înainte de toate vă sfătuiesc să vă înscrieți la canalul meu, apăsați pe clopoțel. În acest nu costă nimic, dar pentru a nu pierde videoclipurile care le voi distribui în viitor. Haideți să vedem Zodia Pești, 3 octombrie, ce va fi, ce vă așteaptă pentru toți abonații, pentru cei care vor vedea acest videoclip. Ia uite, a vrut să iasă o carte, sunteți preocupați, vă-i frică de ceva în ce privește trecutul sau o femeie din trecut va avea importanța astăzi. Lăsați preocupările și frica, da? Oricum sunteți intuitivă astăzi. Ecco, a ieșit moartea cu 3 de spade, cu judecata. Deci, vă preocupă ceva din trecut, într-adevăr, în ce privește o situație, o femeie, vă faceți iluzii. Ce înseamnă? Că trebuie să lăsați trecutul în urmă. Astăzi veți lăsa trecutul în urmă. Se închide ceva, va fi o schimbare, dar se deschid noi oportunități. E momentul să mergi mai departe, da? E momentul să lași trecutul în urmă. E momentul să te liberezi de acele preocupări și de acele frici și de ansii. Da? Te-a făcut cineva, te-a făcut să suferi, te-a rănit, într-adevăr. Dar să știi că situația asta, cu timpul, te va face mai puternic. Va fi un moment de tranziție. În ce sens? Va fi o durere. Da, ok. Va fi o perioadă în care vei suferi. Sau suferința ta s-a terminat. S-a terminat această suferință pentru că pe strada ta a venit o nouă schimbare, să știi. Vei primi o veste care îți va schimba viața. Va fi o renaștere, un nou început sau cineva se va întoarce din trecutul tău la tine. Se poate întoarce cineva din familia ta. Vei avea o împăcare în ce privește trecutul. Să nu te mai judeci, nu te mai judeca nici pe tine, nici pe ceilalți. Încearcă să lași tot un trecut. Se va închide ceva și acest ce se va termina și se va închide, această schimbare te va duce la noi începuturi în ce privește familia. Cineva se întoarce acasă. Trebuie să înțelegi scopul vieții tale. Trebuie să faci o balanță în ce privește trecutul și viitorul sau prezentul. Trebuie să proiectezi un viitor mai luminos. Va fi o schimbare, să știi, dar o schimbare bună. Ai protecție. Haideți să vedem și îngerii. Deci lași trecutul în spate. Ce frumos. Merge spre viitor. Vei reînnoi ceva în casa ta, în familia ta. Sau ceva din trecutul tău se va veni înapoi. Va fi o împăcare. Un nou început va fi. Va veni spre tine un nou început. Ah. A, iubirea părinților, mama ta sau tatăl tău te vor iubi pentru totdeauna cu toată inima. Dacă ai pierdut pe cineva astăzi sau te uiți la trecut că ai pierdut pe cineva, pe mama ta, să știi că mama ta e alături de tine. Mama ta, chiar dacă e departe sau nu mai e printre noi, ea îți transmite că mama ta e alături de tine. Sau astăzi te vei ocupa mai mult de familia ta în ce privește părinții tăi, mama ta, tatăl tău. Dar oricum, ceva din trecutul tău, ai preocupări în ce privește trecutul tău, în ce privește o femeie, cum am zis la început, o femeie are importanță astăzi. Te vei elibera de această suferință. Da?
Ai nevoie de iubire. Cum ziceam, că suferi, dar mama ta și tatăl tău alături de tine, asta ți se transmite. Va fi împăcare. Va fi o... Mama ta, dacă nu este, îți transmite că vei avea parte de o renaștere în viața ta. De o schimbare. Dacă este, te vei împăca cu mama ta și cu tatăl tău. Cred că astăzi vei avea de-a face cu ei, vei sta în prezența lor astăzi, va fi o împăcare între voi. Acestea au fost spuse, vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă aștept data viitoare. O îmbrățișare vă doresc și vă trimit și vă doresc numai bine, cu pace în suflet. O zi frumoasă, la revedere!